Situația este foarte complexă și din punct de vedere geopolitic, abia acum se va inflama. Un lucru este cert. Rușii și Putin au câștigat în acest moment fără drept de apel. Sigur, poate să fie o primă repriză, dar avantajul pe care l-au luat din punct de vedere al jocului politic este atât de mare, încât eu mă îndoiesc că îl vor mai pierde. În interiorul Parlamentului, ca să simplific, sunt trei grupuri, mai mult sau mai puțin egale. Grupul lui Dodon, al rusofililor, care se subordonează politicii Moscovei, grupul lui Maia Sandu, alianța asta acum, și grupul PDM-ului lui Plahotniuc. Deci, grupul Maia Sandu, grupul acum, nu are niciun caz o majoritate și, indiferent de ce ar vrea să facă de la nivel guvernamental, tot timpul va fi o majoritate de aproape două treimi care o vor contra în cazul în care ea va leza în vreun fel interesele Federației Ruse. Atenție! Pentru că această majoritate deja împotriva Maia Sandu se poate face ușor de pe zi pe alta și o să ne trezim că guvernul Maia Sandu scurt timp nu va mai exista. Această strategie a Rusiei, extrem de inteligentă, de a-și subordona Republica Moldova, a dat rezultate cu sprijinul Uniunii Europene, care este motorizată astăzi, este coordonată, nu chiar la suprafață, dar la modul informal, de către Germania. Și primul lucru pe care putem să spunem este că România astăzi rămâne fără influență la Chișinău. Este o zi tristă, trebuie să o trecem în calendar. După toate eforturile post-89, astăzi România practic nu mai are influență. În mod evident, acolo va impune Rusia. Uniunea Europeană nu va mai negocia cu România. Rusia își dorește să controleze din partea de vest a Moldovei granița de est a Ucrainei. Și o Rusie aflată pe terenul Republicii Moldova, practic din acest moment, va putea să controleze de la granița Moldovei ceea ce se întâmplă în Ucraina. Asta și-a dorit în primul rând Putin și-a obținut. Pentru că Putin este interesat în primul rând de Ucraina. Acolo are posibilitatea să-și extindă arealul, acolo are posibilitatea să-și extindă influența și odată cu prezența asta pe teren a unei puteri de tip rusofil, el practic și-a îndeplinit scopul, că ăsta era scopul lui. Iar în paralel, bineînțeles, pune o mare presiune pe granița de est a Uniunii Europene și a NATO, care este granița României, prutul ăsta care a devenit o graniță roșie, după cum spuneam mai devreme, pe o complicitate din interiorul Uniunii Europene. Este un joc de tip geopolitic în care Moldova, practic, acum putem să fim siguri, a intrat în orbita Rusiei cu complicitatea unora din Europa. Odată cu ziua de astăzi, România a pierdut influență la Chișinău aproape total. Mai poate avea influență doar dacă vrea și Rusia din acest moment. Asta e în mod evident. 2. Rusia, dacă va dori să negocieze cu cineva poziții politice în plus la Chișinău, deși nu-i mai trebuie că le are pe cele care contează, va negocia cu Uniunea Europeană de acum, pentru că România și-a pierdut locul la masă. Germania, probabil, unde sunt destule interese pe axa Berlin-Moscova, care să le facă posibil această negociere în administrarea unui teritoriu pe care nu l-au mai administrat de mult, dar prin mișcarea lor de șah, prin complicitatea unor instituții europene, astăzi l-au câștigat. Și 3. Prutul de astăzi putem să considerăm că este o graniță roșie, o graniță a NATO și a Uniunii Europene de partea cealaltă, deci din partea de est, care va fi coordonată și dominată de către ceea ce va dori Rusia, iar în Moldova sau se va întâmpla cum va dori Rusia, sau dacă nu, se va ajunge la un haos. Trebuie să se cunoască acest lucru cu certitudine, atâta timp cât Putin preferă să meargă în continuare un președinte ca Dodon,